Trecem de la una la alta, dragii mei, ca să nu plictisim. De data aceasta mergem în comuna Glodeanu, județul Buzău, la o fabrică de furaje. Vom afla cu această ocazie cum mai stau lucrurile pe piața furajelor și care este dinamica acesteia. Interlocutorul colegei mele, Laura, spune că România este unul dintre cele mai mari producători de cereale din Europa și există potențial de dezvoltare. O fi oare așa? Să vedem. Închiderea lanțului de producție în fermele zootehnice asigură o oarecare independență și stabilitate. Astfel, mulți dintre manageri investesc în dezvoltarea unei infrastructuri cât mai complete. Fabrica de furaje din cadrul cooperativei Siliștea Producție Suine de la Glodeanu Buzău este un exemplu în acest sens. Proiectul ei a apărut ca urmare a dezvoltării sectorului de creștere intensivă a suinelor, iar în momentul de față fabrica asigură integral necesarul de furaj pentru fermele cooperativei. Dar valorifică furaje și către gospodăriile populației. Fabrica aceasta funcționează din 2013, are o capacitate de 70.000 de tone de furaje pe an. Producem furaje complete pentru porc și pasăre. Și ne adresăm în principal exploatațiilor comerciale. Într-adevăr, în ultima perioadă am dezvoltat și o linie de furaje pentru gospodăria populației. Pentru noi a fost, practic, furajele pe care le-am folosit în ferme, le-am împachetat în diverse... în diverse forme mai ușor abordabile de către gospodăria populației. În momentul de față, aproape jumătate din ceea ce producem merge către clienți în afara cooperativei. Potrivit declarațiilor reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România a încheiat anul 2022 cu o producție mai mică la grâu, porumb și floarea soarelui decât în 2021. În contextul crizelor pe care agricultura mondială le traversează și piața furajelor din România are foarte multe variabile în momentul de față. Războiul din Ucraina a influențat foarte mult prețul materiilor prime și mă refer aici la cereale în primul rând. La fel, inflația și evoluția ratei de schimb valutar între euro și dolar a dus la creșterea prețului proteicelor pe care le adăugăm în furaje, cum e șrotul de soia sau șrotul de floarea soarelui, care se tranzacționează de obicei în dolari. Deci e o piață cu destul de multe necunoscute în momentul de față. Nu sunt un expert în această piață, dar din punctul meu de vedere, cantitățile produse au mai scăzut, mai ales din cauza scăderii numărului de porci, dar și cred că avem și o oarecare diminuare a efectivelor de păsări. Dar vă dați seama, noi suntem unul dintre principalii producători de cereale din Europa. Exportăm cereale în Spania, în alte țări din vestul Europei, de unde importăm carne. Deci avem potențial să transformăm proteina de origine vegetală pe care o producem aici în proteină de origine animală. Acest lucru ar duce și la creșterea și dezvoltarea sectorului de producție al furajelor combinate. În principal, materiile prime le achiziționăm de la fermierii din jurul nostru. Suntem în Bărăgan, în mijlocul Bărăganului, practic, avem exploatații agricole foarte mari în jurul nostru, avem colaborări vechi cu fermierii din jurul nostru și marea majoritate a produselor le achiziționăm de aici. Doar în cazul în care nu găsim ceea ce avem nevoie aici, atunci apelăm mergem și la distanțe puțin mai mari. Dar pe lângă fabrica de furaje, avem și o fabrică de procesat unde procesăm soia. Procesăm doar soia românească pe care o transformăm în șroi de soia pe care de asemenea îl folosim în hrana animalelor.
Legat de prețurile de valorificare, Adrian Balaban spune că ceea ce contează este prețul final al rețetei și impactul în acest preț al fiecărei materii prime. De aceea, pentru fabrica de foraje de la Glodeanu, cantitățile de materii prime sunt variabile în funcție de oferta din piață. Spre exemplu, în anii în care grâul este mai ieftin, se achiziționează cantități mai mari din această materie primă. În primul rând, toate materiile prime pe care le achiziționăm le însilozăm. Materiile prime, dacă vin direct din câmp, le depozităm pentru minim 40 de zile și mă refer aici la grâu, porumb, orz, îl însilozăm minim 40 spre 60 de zile. După însilozare, din silozuri merg către partea de procesare, unde sunt măcinate, amestecate, cântărite, amestecate. Tot furajul pe care îl producem noi este tratat și este dezinfectat. Folosim dezinfectanți special pentru furaj și la fel este tratat termic și granulate. Și toate furajele noastre sunt granulate. Este un furaj mult mai ușor asimilabil de către animale. Nefiind sub formă de făină, produce mai puțin praf, se reduce și risipa, crește conversia furajului atunci când este consumat de către animale. Noi avem un microlaborator unde analizăm eșantioane din fiecare mașină de materii prime care vine la noi. Apoi, înainte de a fi introduse în producție, la fel, tehnicienii noștri urmăresc calitatea materiilor prime, să nu avem depășiri la ceea ce înseamnă umiditate, să nu aibă încărcături de micotoxine. Astea ar fi caracterele de care ne temem cel mai mult, pe care le urmărim tot timpul. Apoi, trebuie să fie perfect echilibrată pentru categoria de animale căruia se adresează. În momentul în care avem în care furajul nu este cel pe care ar trebui să-l primească animalul respective, acesta poate produce dezechilibre digestive și atunci fermierul nu mai își atinge parametrii de producție pe care îi vizează. Prețurile de valorificare sunt condiționate de piață, de volumele de producție și termenele de plată. Adrian Balaban spune că este important ca prețul de valorificare să fie raportat la costul de producere a unui kilogram de carne. În această ecuație, achiziționarea unui furaj ieftin, dar fără valoare nutritivă, nu este avantajoasă. Tot timpul am încercat să văd producția în cheia asta. Cât mă costă pe mine să produc un kilogram de carne? Pentru că degeaba cumpăr un furaj ieftin, dacă în loc să consum, dau un exemplu, 200 de kilograme de furaj pe cap de porc la îngrășat, consum 250 de kilograme de furaj, atunci diferența aceea de 25% îmi va crește costul de producție. Deci, sau degeaba cumpăr un furaj foarte scump sau foarte bogat în mai știu ce alte elemente pe care animalul nu îl poate valorifica la potențialul respectiv. Noi încercăm să le asigurăm animalelor cele mai bune furaje posibile și pentru starea lor.